Credincioșii creștini ortodoxi au marcat astăzi izvorul tămăduirii, o sărbătoare închinată Maicii Domnului. Curtea mănăstirii Nămăiești a fost neîncăpătoare astăzi pentru credincioșii care au participat la cel de-al doilea hram al lăcașului de cult. Un sobor de preoți a oficiat Sfânta Liturghie care s-a ținut în Biserica Mănăstirii. Iubiți și prețuiți dremăritori creștini, și ziua de azi este sfântă și Domnul ne-a oferit-o și ne-a dăruit-o și Maica Dumnezeului Celui Viu a mijlocit în rugăciuni pentru această sfântă zi. Și ne aflăm cu dragostea lui Dumnezeu care ne-a dăruit zorii dimineții și ne-a îndrumat pașii către acest loc sfânt și binecuvântat și ne aflăm cu toții la rugăciune la Sfânta Mănăstire Nămăiești, la sărbătoarea celui de-al doilea hram, izvorul tămăduirii, sărbătoare ce cade întotdeauna vinerea în săptămâna luminată și în care prăznuim sfințirea Bisericii Preasfintei Stăpânei noastre și Maicii lui Dumnezeu, a izvorului celui de viață, făcător și purtător. Cu această ocazie, tot astăzi aici, la această prăzuire, se face și pomenirea minunilor celor mai presus de fire care s-au săvârșit de către Maica Domnului în biserica izvorul tămăduirii. La izvorul tămăduirii din curtea mănăstirii a fost oficiată slujba de sfințire a apei. Pentru a păstra ordinea și bunul mers al sărbătorii, la eveniment fiind prezente câteva sute de oameni, a fost nevoie de intervenția jandarmilor câmpulungeni. Cel ce oprești valurile, patimile celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți, și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuți, iubitorule de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat din apă și din duh, și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta, amin. Sfințește apa aceasta, amin. Și acum trimite arul preasfântului viață făcătorul tău duh, care sfințește toate, sfințește apa aceasta, amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează neputința noastră, bunule, și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile preacuratei, prea binecuvântatei, stăpânei noastre, născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului Măritului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli. Ce voia mă și părerea dacă mă bate. Bravo! Hai să vedem dacă mai sunt. Nu, 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 nu
Această sărbătoare nu are o dată fixă, fiind celebrată în fiecare an în prima vineri după învierea Domnului. În cuprinsul eparhiei Argeșului și Mușcelului există multe izvoare tămăduitoare, precum cele de la mănăstirile Cetățuia, Negruvodă și Robaia, care și-au sărbat și ele astăzi hramul.